Coordonatorul Pro-România, filiala Călăraș, Răzvan Meseșanu, a prezentat în cadrul unei conferințe de presă candidatul la funcția de primar al comunei Borcea. În urma discuțiilor interne, pentru acest post a fost nominalizată Georgiana Udrea, cadru didactic în comuna Borcea. O să îmi fac o deosebită plăcere să lansăm astăzi candidatura colegilor noștri, colegei noastre, la primăria unei dintre cele mai aglomerate comunități de oameni din județul Călăraș. Este vorba de o comunitate importantă, este vorba de localitatea Borcea, de comuna Borcea. Și sunt alături de mine Valentin Anghel, tânărul Valentin Anghel, președintele organizației Pro-România de acolo, și vorbeam de lansarea candidaturii pentru postul de primar în persoana doamnei profesor Georgiana Udrea. Și, bineînțeles, o să vă spun și eu câteva idei, foarte puține de data aceasta. Vreau să vă spun că săptămâna trecută a avut loc o întâlnire la Constanța între conducerea centrală a partidului, prin domnul președinte Ponta, domnul senator Țuțuianu, domnul secretar general, domnul deputat Mocioalcă și trei județe, Constanța, Tulcea și Călăraș, cu reprezentanți numeroși, de la Călăraș au participat 55 de colegi din Borcea, din Budești, din Dragalina, din Roseț, din Chiselet, din Vlațepeș, din Dor Mărunt, din Cuza Vodă, din Crivăț, din Oltenița și, bineînțeles, din Călăraș, care am mers acolo cu un autocar, care au asistat la discursurile președintelui, discursurile celor doi parlamentari, Țuțuianu și Mocioalcă, despre cum să facem pentru a câștiga voturile la alegerile locale și alegerile parlamentare. Cu ocazia asta, la Constanța s-au lansat și candidaturile pentru Primăria Constanța și Consiliul Județean Constanța. Lucru care și pe noi ne-a motivat să facem același lucru până la sfârșitul lunii februarie. A fost și un îndemn din partea președintelui Ponta, care a spus: Meșteșanule, te rog să grăbești nominalizarea pentru municipiile Oltenița și Călăraș la primărie și pentru Consiliul Județean Călăraș. Iar eu, într-o postare care a fost preluată și îi mulțumesc lui Octavian, a fost preluată, o vom face cât de curând. Și o să vedeți dacă sunt sau nu sunt surprize. Bună ziua! Țin să menționez, nu am mai ocupat de niciun partid politic până acum. Mulțumesc echipei Pro-România. M-am putut alătura acestei echipe. Sunt onorat de această decizie. Primul rând îi mulțumesc domnului Meseșan pentru sprijinul și încrederea acordată. Și colegilor. Și colegilor. Și în special colegilor de la filiala Borcea pentru implicare și dorința de a schimba ceva în comuna Borcea. În discuțiile avute cu domnul Meseșanu, mi s-a propus să candidez la funcția de primar al comunei Borcea. Fiind o persoană realistă, am refuzat, nefiind încă pregătit pentru această funcție. Borcea este o comună mare, o comună care trebuie gestionată bine, sunt multe nereguli la Borcea. Oamenii chiar sunt nemulțumiți de cum sunt gestionați banii publici, investițiile, lucrările, sunt multe aspecte. Am luat decizia de a numi o femeie. Borcea, fiind în premieră, n-am mai avut niciodată candidat femeie. Și am luat decizia de a numi doamna profesor Georgiana Udrea, o doamnă integră din punct de vedere familiar, profesional, dorința de a schimba ceva în comună, de a veni cu ceva nou, de a avea o comună europeană. Și cu stomacul. Și cu stomacul tare, dacă te spun, să ca să zic. Asta este o luptă politică, trebuie să ne asumăm. Aia era mai corect să fie un bărbat. Nu, să știți că este o femeie curajoasă, o femeie... Dar acum spune că nu e bate și până aia. Dar pentru mai multe cuvinte, nu mă provocați! Mulțumesc, Valentin! Doamna profesor, aveți deschise toate canalele de media,
vă rog frumos să spuneți câteva cuvinte și eu mulțumesc în numele colegilor care au aflat vestea de la Valentin că vă alăturați și vă asigurăm că pumnii aia în stomac pe care îi prevede prietenul meu, Octavian, vor avea scut din partea noastră, dar e clar că trebuie să vă așteptați la orice. Vă rog. Mulțumesc frumos echipei, formidabile pe care m-am alături și asta este doar 1% din ce suntem o forță acolo în Borcea și chiar avem de gând să facem lucruri frumoase. Este tot ce mă motivează. Încep prin a vă mulțumi că v-ați înviat și așa, într-un timp foarte scurt, m-ați acceptat. Mulțumesc dumneavoastră presei că sunteți alături de noi și mă faceți cumva auzită. Mulțumesc soțului meu, care e acolo și mă sprijină întru totul. O să încerc printr-o scurtă biografie. Am 35 de ani, sunt un om extrem de ambițios. Am făcut Universitatea din București, Facultatea de Geografie. Anul acesta voi termina și o conversie pe matematică la Universitatea Dunărea de Jos. Am stomacul tare. Sper să-mi ajute Dumnezeu. Mi-a fost totdeauna aliat și mă bazez, lucrez așa cu lumina albă. Nu este ușor să ajung aici în fața dumneavoastră, să fiu aseriată de emoții, să trec într-un spate tacit al catedrei și să vin să încerc să transmit. Poate vă întrebați ce mă motivează să fiu aici alături de dumneavoastră. Elevii mei, ăsta este răspunsul, și copiii mei personali. Am o familie frumoasă, constituită dintr-un băiețel și o fetiță și un soț, repet, minunat. Și mă motivează. Să știți că am făcut în cadrul familiei, înainte de a... N-am făcut parte din niciun partid politic până în acest moment. Am făcut o analiză SWOT, așa, și am zis să mă bag sau să nu mă bag. Puteam să stau sub critic, să dau coate pe margine, așa cum se întâmplă, sau să încerc să schimb ceva. Nu așa se pot întâmpla lucruri. Și am zis, ce pot să pierd? Păi poate așa, niște energie, niște presiuni, niște timp, dar familia îmi asigură energia și mă regenerează, sper, mult timp de acum înainte. Ce câștig? Câștig admirația elevilor mei, copiilor mei, și din toamnă, oricum mă voi întoarce ca profesor de geografie sau profesor de matematică, deci mari pierderi, în afară de funcție menționați anterior, nu știu ce ar putea să fie. Primar și profesor. Eu iau un calcul și... Da? Ce ar trebui schimbat în Borcea? Că spunea și soțul că sunt probleme acolo. Ce proiecte aveți? Asta e important. Foarte multe proiecte. Aspectul economic sau așezarea rurală comună a Borcea are la bază agricultura. Și atunci oamenii trebuie cumva, nu este domeniul pe care îl stăpânești cel mai bine, dar voi invita la un dialog. Asta trebuie să se bazeze în ziua de astăzi, o transparență, o comunicare, să identificăm problemele care sunt acolo și sunt convinsă că soluții se găsesc. Deci nici nu poate fi vorba de altceva. Agricultura nu mă refer doar la agricultura de performanță, ci și la micul investitor de acolo. Și anume, micul agricultor, micul gospodar trebuie și el sprijinit, încurajat, de ce nu și alte paliere. De exemplu, pescuitul sau agroturismul, astea sunt subiecte tabu. Face parte din agricultura, iar la nivel european, în aspectele acestea, chiar înregistrează performanță. Asta este un aspect. Dar o să vizez în mod direct domeniul care mă preocupă, este vorba despre educație. Educația care în zilele noastre, cel puțin acolo în comuna Borcea, trebuie sprijinită întru totul. Ce înseamnă sprijinită? O să definesc acest sprijinit. În primul rând o să asigur o bază materială solidă. Confort termic. Despre asta este nevoie, în primul rând. Putem să cerem performanță, atât timp cât copiii noștri nu sunt ok acolo la școală. O grădiniță cu program prelungit. Poate nu vom mai face piața agroalimentară și băgăm copii acolo. Poate că de asta este nevoie. Da, avem o construcție agroalimentară neutilizată în momentul de față. Copiii noștri sunt 23 de copii, grupa mică, mijlocie, mare, toți. Deci duc o muncă colosală. Este un proiect al primarului de care vorbiți cu programul prelungit. De program, este grădiniță, dar nu suficient de spațioasă. O educatoare să lucreze alternativ cu grupă mică, mijlocie și mare, deci nu vă spun, este fabulos. 23 de copii, ne-e greu să stăpânim 2 acasă, 3 acasă, dar apoi 22.
fac o muncă extraordinară aceste doamne și personalul auxiliar de acolo, dar se poate mai mult. De asemenea, pentru că anul acesta ne vom pierde clasele de liceu. Nu avem. Avem promovabilitate zero în prima sesiune de bacalaureat la liceu. Copiii aceștia trebuie sprijiniți. Sunt oameni care muncesc, copii care muncesc, copii care nu sunt încurajați familiar. Dacă noi am venit cu niște programe de sprijin, de exemplu, nu toți își pot permite meditații, consultații, dar asta mă refer la întreaga comună. Dacă am venit cu niște programe de sprijin, de exemplu, cum a fost acel program sponsorizat de Banca Mondială, proiectul ROSE. Deci s-au dat niște bani, dar de frică va trebui cumva restituiți, nu s-a demarat acel proiect. Deci vreau să spuneți că niciunul n-a luat vacă acolo? Nu, eu spun, ci rezultatele lor din prima sesiune. Repet, în a doua sesiune. Drept urmare, nu vom mai avea, eu acum nu vorbesc doar de unde predau eu, ci vorbesc de întreaga populație de liceeni de la noi. În Borcea, școlile oferă performanță. Dacă uitați la olimpiadele școlare, chiar avem acolo niște copii care trebuie sprijiniți. Nu se îndreaptă ochii către ei absolut deloc. Deloc. Deci vă spun, confortul tehnic, condițiile sanitare, grădinița cu program prelungit. De asemenea, v-am spus, vreau foarte mult să încurajez, să-i sprijin prin centrele acestea de recuperare a materiei. Ei muncesc. Un om care stă la oi sau muncesc, vă spun sincer, sunt dirigintă la clasa 12, se învoiesc că trebuie să se ducă cu căruța nu știu unde, cum să nu înțeleg. De asemenea, sunt convinsă că nu voi reuși singură. Nu există o facultate de primar, primăriță, dar sunt dispusă să învăț. Nu m-am gândit niciodată să fiu alături de această echipă, să fiu aici în fața dumneavoastră, dar știam că trebuie să mă motivez. Drept urmare, trebuie să-mi constitui o echipă alături de mine, de profesioniști, să încercăm să atingem fonduri europene, în orice noțiunea de fonduri europene este de domeniul SF-ului. Eu pot. Pot. Trebuie doar să fiu înconjurată de oamenii care trebuie. Despre asta este vorba. De asemenea, voi dezvolta condițiile de viață. Tot ce înseamnă proiect de canalizare, infrastructură, canalizare până la canalizare, poate reușim cumva să ne luăm câteva vitaje proprii, să ajutăm cetățeanul, pentru că un om 100 de lei, sigur, îi dă lună de lună pentru a vitanja fosă. Este foarte dificil. Da, avem străzi, dar nu sunt suficient de betonate, a intervenit factorul eroziune, colmatarea acestuia, se surpă pur și simplu gardul oamenilor, trebuie să facem mai mult. Eu vreau doar să-mi văd niște copii fericiți, să-i văd într-un parc. În 11.000 de locuitori nu avem un parc în comuna Borcea. Nu există un leagăn funcțional. Să știți că planuri sunt și sunt hotărâtă să schimb lucruri, trebuie doar să mi se acorde această șansă. Atâta tot. Nu sunt intenționată, nu știu, să-mi fac vile, să-mi construiesc, să-mi iau mașini, sunt realizate și profesional. Nu, refuz să cred, să știți. Ca să țineți de noi, nu mi-aș pune niciodată familia într-un astfel de risc. Ce spui este urmați ca să obținem întreprindere pe cine ești probabil? Foarte greu să estimez, știu doar că sunt apreciată de comunitatea locală, atât eu cât și soțul meu, cât și gașca din spatele meu, deci nu pot să fac preziceri. Sper din tot sufletul să, să fie unul pozitiv în favoarea mea, să le demonstrez că se poate și altfel.